În această săptămână, Universitatea Transilvania din Brașov este gazda evenimentului intitulat Săptămâna Internațională. Peste 40 de cadre didactice și personal administrativ din 30 de universități din Uniunea Europeană și din afara Uniunii participă în aceste zile la activitățile desfășurate la Brașov. Printre participanți se numără reprezentanții ai universităților din Austria, Bulgaria, Franța, Finlanda, Lituania, Spania, Marea Britanie, dar și din Albania, Armenia, Belarus, Rusia, Kazahstan, Serbia și chiar din Tanzania și Zimbabwe. I come from University of Kragujevac. Eu vin de la o universitate din Serbia. Programul Erasmus este responsabil de administrația principală de mobilitate a studenților. Trebuie să spun că acestea sunt oportunități fantastice atât pentru cadrele didactice, cât și pentru studenți, deoarece aceștia beneficiază de o oportunitate unică de a studia. Studenții pot aplica pentru companii care lucrează în domenii diferite. Pentru studenți este mult mai ușor să vină aici pentru un semestru pentru a învăța. Având în vedere suportul financiar, vor beneficia de foarte multe lucruri datorită programului Erasmus. Ei ne propunem să reunim parteneri cu care lucrăm de regulă în programe internaționale și cărora să le dezvăluim pe de-o parte mai multe de ceea ce înseamnă, despre ceea ce înseamnă Universitatea Transilvania și Brașovul, dar pe de altă parte să avem discuții constructive despre cum putem să îmbunătățim parteneriatele noastre, mobilitățile cu studenți și cadrele didactice. Anul trecut, la Universitatea Transilvania din Brașov, au ales să studieze peste 150 de studenți internaționali prin programul Erasmus+. De asemenea, în cadrul aceluiași program european, peste 250 de studenți brașoveni au participat la cursuri în străinătate.